După partida cu Kosovo, care s-a dovedit a fi una dificilă din punct de vedere tehnic pentru tricolori, Andrei Rațiu a dat câteva declarații și despre ceea ce își dorește să se întâmple în confruntarea finală cu Cipru. Sperăm să facem o victorie, să terminăm cu o imagine bună, cu un joc bun și după meci să fim toți fericiți împreună. Sper să fie foarte multă lume, să le oferim un joc bun și o victorie din nou. Înaintea duelului cu Cipru, Mircea Lucescu a susținut o conferință de presă și a făcut referire, printre altele, la jocul tricolorilor în partida cu Kosovo. Selecționerul a declarat că s-a supărat pentru că echipa a comis o mulțime de erori tehnice. Și ce m-a supărat destul de tare, pentru că n-au găsit soluțiile cele mai bune, m-au încercat individual să rezolve și... E ok. Și din asta a reușit ca o echipă care era super motivată și ați văzut cum s-au prezentat la joc și cu jucători de valoare, pentru că toți joacă la echipe foarte buni, au profitat de momentul nostru mai slab și au controlat jocul. N-am fost incisiv în jocul de atac, dacă am făcut-o individual, ceea ce a făcut să pierdă foarte multe mingi, încă o dată vă spun, din 300 și nu știu cât am pierdut, vreo 70 de mingi, absolut aiurea. O să pierd, dar a fost procentajul foarte mare. De aceea am avut noroc cu un portar extraordinar, nu noroc, pentru că el de fiecare dată a fost la înălțime. Și meciul s-a îndreptat spre egal, care ne și satisfăcea. Nu știu, poate că și atmosfera extraordinară creată în jurul acestui meci a făcut ca un jucător să resimtă această presiune, acest stres. Pentru că altfel nu pot să-mi explic cum am putut să jucăm așa. Dar asta e un meci, trece, se poate întâmpla, important până la urmă, indiferent cum joci, să câștigi la un moment dat, când ai un obiectiv pe care trebuie să-l îndeplinești. Pe urmă, e timp și de pus la punct unele lucruri. Având în vedere că rezultatul meciului încheiat cu scandal cu Kosovo este incert, România are nevoie de o victorie cu Cipru pentru a-și asigura locul printre cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din competiția organizată de UEFA. Tricolorii își doresc ca în această seară, de la ora 21:45, să fie cât mai mulți suporteri prezenți pentru a sărbători succesul pe care l-au adus până în prezent suporterilor și țării. Imnul României va fi cântat în această seară pe Arena Națională de Feli, împreună cu suporterii prezenți pe stadion.